Ca agenției de soluționare contestațiilor, să spui detalii. Sau funcția de soluționare a contestațiilor o abordează un pic diferit decât ceea ce a fost până în anul 2016, când a intrat în vigoare legea 131. Deci noi am fost de fapt constituiți prin desemnarea consilierilor la 21 iulie 2017 și într-un termen foarte scurt, cu eforturi foarte serioasă din partea consilierilor, la 4 septembrie am început să recepționăm contestațiile, deja pentru examinare și soluționare. Așa că o mică statistică, până la 29 decembrie, adică ultima zi lucrătoare a anului 2017, am recepționat exact 200 de contestații. Este mult sau puțin 200 de contestații, adică putem să judecăm practic fiecare de noi, fiindcă nu ne este străin domeniul achizițiilor publice și probabil că nici contestațiile nu ne sunt complet străine. Nu vreau să mă opresc aici despre faptul că personal încă angajăm și nu avem prea mulți concurenți la concurs, dar sperăm că o să reușim pas cu pas